Sute de mineri au protestat întreaga săptămână cerându-și drepturile salariale restante de 10 luni, în timp ce 80 de mineri s-au autoblocat în subteranul minei Lupeni, amenințând cu greva foamei. Abia seara trecută, porțile minei s-au deschis, iar protestatarii au ieșit la lumină, după promisiunea că își vor primi drepturile salariale care vor fi asigurate doar pentru următoarele luni. După o săptămână timp în care aproximativ 80 de mineri au protestat în subteran, amenințând cu greva foamei din cauza că nu și-au primit salariile la timp, porțile minei au fost deschise seara trecută. Mineri au fost așteptați de către familie și colegi. Motivul pentru care protestatarii au ieșit la lumină a fost promisiunea drepturilor salariale. Este revoltător cum românii trebuie să-și pună viața în pericol pentru a face autoritățile guvernamentale să înțeleagă faptul că nu este normal să nu-ți primești salariul. Abia acum, după o săptămână de chin pentru mineri, ministrul Munci a precizat că aceștia își vor încasa drepturile salariale restante, dar și beneficiile restante de 10 luni, precum tichetele de masă și banii de transport. În schimb, aceste venituri sunt asigurate doar pentru următoarele 3 luni.